Persoanele defavorizate din Medjidie au un motiv de bucurie și asta datorită unui gest caritabil făcut de elevii de la instituțiile de învățământ. Pentru a sublinia importanța igienei, tinerii însoțiți de cadrele didactice au adus câteva produse sanitare necesare oricui. Ne-am implicat toți elevii liceului Teoretic Nicolae Bălcescu pentru că am conștientizat importanța voluntariatului. Nu suntem la prima activitate, suntem implicați în Strategia Națională de Acțiune Comunitară, o activitate în luna noiembrie, când am adunat de la copii peste 400 de kilograme de produse. Reprezentăm școala Spirharet Medjidia. Păi, motivul pentru care am ales să ne implicăm este faptul că solidaritatea este un atu al oamenilor educați și cei aflați în nevoie chiar au nevoie, să spunem așa, de ajutorul celorlalți. Fiind săptămâna voluntariatului, elevii clasei pregătitoare B de la școala Constantin Brâncuș au hotărât ca să dea o mână de ajutor persoanelor defavorizate și am pregătit câteva produse igienico-sanitare. Pentru a încuraja această acțiune, Serviciul Comunitar de Asistență Socială a demarat această acțiune la nivelul comunității locale. Este o acțiune frumoasă la care au participat cu interes și drag copiii din municipiul Medjidia, de la școli generale și liceu. Detergent, săpun lichid, detergent de vase, detergent de rufe. Vreau să spun că suntem foarte mulțumiți că au răspuns invitației noastre, că întotdeauna elevii sunt receptivi și au fost alături de noi în acțiunea din săptămâna voluntarie. Colecta de produse igienico-sanitare pentru persoanele sărace este organizată în premieră la Medjidia.